Salut și bine v-am regăsit la un nou episod alături de mine pe Driving School 2017. Acest jocul e superb cu... Avem aici în fața noastră un Lexus și el are cam așa. Putere, are o putere de 241 de cai putere, bă, dar repede mai mergi. Și o trike de 350 de Nm. Tracțiune RWD, cum a fost și la cealaltă, la mersul ăla. Și cât 5.000 de kilograme, vai de capul meu cât cântărește mașina asta. Mama mia, 5.000 de kilograme. What the fuck, deci n-am mai văzut o mașină așa grea. Și ăsta e și cu... Ok, eu voi selecta mapa și ne vedem pe ea. Am revenit și pot să spun doar atât. Din spate, mașina asta arată ca dracu. Deci, minunatele condiții, să dați like și subscribe, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să-mi dați acolo și un comentariu foarte drăguț, poate cu emojuri, și să mă urmăriți pe profilul de Instagram cu numele de John sau de numele meu de pe YouTube. Ok, îmi pun centura. Mă urc la volan, nimic schimbat, doar chestia asta, din bot. What? Dude, asta e parcare! Nu, sunt pe o stradă. Sunt pe o stradă, nu știu de ce sunt pe o stradă. Ok, orașul ăsta, nu am vrut să-l selectez pe ăsta, că provoacă foarte mult lag. Dar ce mai contează acum? Ok, mă voi plimba pe aici să văd ce găsesc. De făcut cu acest Lexus minunat care se duce ba în stânga, ba în dreapta. Mă, nu te mai mișca, mă, mâine. Că te bat. Oh my god, dude. Oh my god. Chestia asta este incredibilă. Haide, mâine. Că durează extraordinar de mult până să... Dar eu vreau să merg în Halvana, dar acolo am spus că o să mergem când o să am mașini mai de lux. Când luăm Cadillac-ul mergem în Halvana, adică episodul viitor, cred. Nu știu la cât e, nu știu unde e Cadillac-ul ăla. Nu știu, sau poate la mașini mai frumoase, poate la Range Rover, poate... Bine, hai să mergem acolo dacă mașinile sunt frumoase și rapide, ca un Lamborghini. Nimic din stânga, nimic din dreapta, pot și eu să merg înainte. Ca un Lamborghini Huracan. Sau un Ford Mustang. Cel mai probabil un Ford Mustang. What the fuck, dude? Nu se presupune că ar trebui să oprești după ce ieși dintr-o pantă. Nu se presupune că ar trebui să ții mașina pe loc. Bine, acum nu că știu eu foarte multă fizică, dar... Cum poți să ții mașina pe loc când tocmai ai coborât dintr-o pantă? Hai să fim serioși că... Nu cred că se putea face ceva în acest fel. Mașinuța asta e drăguță, nu suntem pisiuri, ceea ce îmi pare extraordinar de foarte, foarte bine. Ui, shit! Mamă, dar greu e să conduci mașina asta. Se opa aici, nu e cu interzis. Bă, aici nu e ca în Milano, gen, nu sunt toate drumurile cu interzis. Iar asta chiar e super, super șmecher, ia să iau pe aici. Drag un pic de volan aici, după aia pe aici. Perfect, perfect. Mă scuzați că vorbesc ca un... What the... Ce-a fost aia? Voi ați văzut? M-a aruncat în aer chestia aia neagră. Ah, cred că era limitator de viteză, da. Sper că nu mi-am și bara, uite un semn de stop acolo, dar pe bune cine-l mai vede și pe ăla. Sper că n-am bus și bara mașinii, pentru că mașina asta costă extraordinar de foarte, foarte mult. Toate mașinile costă extraordinar de foarte, foarte mult în ziua de astăzi. Bă, de mers văd că merge destul de repede, am încălcat și limita de viteză, asta e bine. Ia, oare cât prinde pe spot? O, nu te duci stâ... O, nu! Gata, nu mai dau pe spot. Trage frâna de mână și să facem un drift.
Mamă, ce patcade! Păi, ce bun, ce patcade perfectă! Jur că asta e cea mai perfectă parcare pe care am făcut-o în viața mea. Haide mașina, să plecăm. Bă, la 30 se duce ca o săgeată. Ai, 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 ai! Shit, m-am dus fix în stâlp! Ok, hai să te scot de pe spot, că văd că faci figuri. De ce merg cu spate? Eu trebuie să merg cu fața. Ok, din nou din first person. Mamă, ce parcare perfectă am făcut, nu-mi vine să cred. Eu zic că când îmi iau Mustang-ul, îl iau Nu iar, deci de data asta nu mă prind din nou ca atunci. Chestie neagră, dar am mai limitator de viteză, ești nebun. Tu n-a fi una, am o idee. Hai la avioane, merge la hangarul de avioane cu Lexus-ul. Ce merge așa încet? Am stricat mașina, băieți. Am stricat mașina. Oh, shit! Oh, fucking shit! Ok, am o idee, am o idee, am o idee. Fucking sleep vehicle. Super, am blocat mașina. Cât de idiot să fii să te duci în hangarul pentru avioane, Doamne ferește, ce prost sunt și eu. Păi da, pentru că nu mai am ce să-i fac. Acesta a fost episodiul de astăzi. Știu că e cam scurt, dar oricum mașina asta e istorie și da. La revedere!